La aproape 70% dintre agenții economici verificați de către Comisarii pentru Protecția Consumatorilor în ultima lună au fost constatate abateri de la legea privind protecția consumatorilor. La controlul echipelor CJPC au fost descoperite produse expirate și de 5 luni. Este vorba despre cozonac, ciocolată, croasante, napolitane, gogoși, condimente sau creme pentru prăjituri. Toate produsele au fost interzise de la comercializare și distruse. Instituția noastră a efectuat 101 acțiuni de control la operatorii economici din municipiu și județ. Ca abateri constatate preponderent am constatat comercializarea produselor cu datele durabilităților minimale depășite, respectiv ciocolate expirate de 24 de zile, cozonac peste 100 de zile, produse de patiserie expirate de 4-5 zile. De asemenea, comisarii au descoperit abateri privind modul de etichetare a produselor sau de afișare a prețurilor. Pentru abaterile depistate s-au aplicat 55 de amenzi în valoare totală de 121.000 de lei și 17 avertismente.